Că aici au fost și bătrânii, ăsta, și era apă încă. Aici tot timpul m-am mutat apă. Da, tot timpul. Acum câteva luni, Apă Canal Căușeni a înaintat Agenției de Reglementări în Energetică prognoza noilor tarife pentru apă și canalizare. Conform solicitării, un metru cub de apă pe teritoriul orașului Căușeni ar trebui să coste 19 lei și 29 de bani, iar de canalizare 18 lei și 11 bani. În urma analizei, ANRE a determinat un tarif de 15 lei și 30 de bani pentru un metru cub de apă și 15 lei și 60 de bani pentru un metru cub de canalizare. Merg acum consultări publice în privința la prețul la furnizarea apei și canalizare și ne anunță pe noi că sunt două feluri de prețuri. Noi trebuie să luăm actul cu decizia pe care ne anunță ANRE-ul. Noi nu suntem la momentul de față dar decizia noastră nu va fi decizională. Noi ne anunță că sunt două tipuri de prețuri. Prețuri cerute de către Apa Canal și prețuri stabilite de către ANRE. Ala Simenciu, contabilă șefă la întreprinderea municipală Apă Canal Căușeni, spune că noile tarife au fost calculate în baza prognozei și cheltuielilor făcute pentru anul curent. Asta pentru că majorarea tarifului la energie electrică și darea în exploatare a noii stații de epurare din oraș a supus întreprinderea mai multor cheltuieli. Dacă în iunie 2021 întreprinderea a achitat 90.000 de lei pentru curentul electric, în iunie curent, factura a crescut până la 190.000. În așa condiții, întreprinderea este supusă unor cheltuieli enorme pe care nu poate să și le asume. В связи с тем, что в этом году повысились энергоносители на очень большую, вот допустим, если мы по электроэнергии, у нас были ежемесячные расходы составляли в пределах 90-100 тысяч, сейчас они составляют в пределах 190-200 тысяч. И еще в связи с тем, что очистные сооружения были запущены, уже вторая очередь, и поэтому ГСМ увеличилась. Понимаете, если бы не было у предприятия кредита Мирового банка, это еще как-то, может быть, мы бы и выжили с этими вот существующими расходами по электроэнергии, по горюче-смазочным материалам, по запчастям, но полностью все материалы, где-то примерно 30-35% по некоторым видам материалов. А так мы платим около миллиона, 1 100 000 кредит за год. У нас есть кредит, который предприятие оплачивает. И нам необходимо было подать, естественно, на рассмотрение новые статьи в связи с увеличением этих цен по электроэнергии и по горюче-смазочным материалам. Были предоставлены все расчеты по расходам. ANRE рассмотрела их и прислала нам, соответственно, на почту электронную и при мэрии проект новых тарифов. Тарифы эти усредненные, то есть 15 лей, 15 лей по всем потребителям. Мы обратились в ANRE по поводу приостановки этих тарифов, потому что необходимо сделать еще доработки некоторых расчетов именно по основным средствам. Нужно новый пункт включить в контракт у делегария, руководителя. Там надо рассчитывать узуру по-новому. И они еще не действуют. Но это, скорее всего, новые тарифы будут приняты с учетом изменения где-то через 2 месяца. Василиса Bărbuță din Căușeni spune că are apă potabilă mereu la robinete. Este foarte gustoasă și nu se întrerupe niciodată, afirmă femeia care achită lunar în jur de 70 de lei pentru factura care vine de la Apă Canal. Nici mult, nici puțin, zice femeia care recunoaște că economisește ori de câte ori are ocazia. La muia luna asta noi 70 de lei am plătit. Tot scumpește și nu știu. Așa spașim, dar de pildă eu tare, mă. Eu nu prea o cheltui. Nici parcă nici jeli și astea, zic măcar cât asta. O cărez și așa, nu arsați, nu astea. Tare mă tem, că n-a să avem apă, știți? De atât adresul, măi, câtă apă se cheltuie, mai ales ea ca cu spălătoria astea, câtă apă se duci cu mașină și ele, e să duci tot. Sergiu Poznanski afirmă că lunar familia sa cheltuie în jur de 30 de metri cubi de apă. Bărbatul afirmă că dacă tariful va fi majorat cu aproximativ 5 lei pentru apă și canalizare,
nu va cheltui mai puțin. Noi standard consumăm, adică noi este o limită oarecare, ne folosim când trebuie. Dar dacă scumpească, eu cred că tot e rău, dar să ne scurcăm. Noi ca tineret, cred că... Cam cât cheltuiți? Cam cât îl plătiți lunar? Noi lunar undeva la vreo 30 de cuburi, cred că undeva așa. Rap tot e rău că, nu știu, înainte să auză era așa vorba că să... Sisteze. Da, să... adică să nu fie apă. Nu știu... Dacă ați fi mai scump, cred tot ați fi bine, dar... Numai să fie. Căușănenii recunosc că majorarea acestor tarife îi afectează, afirmând însă că sunt gata să plătească, doar să nu se întrerupă livrările. Da, cu ce mai rămânem noi? Pensia mică, cu ce rămânem? Cu chinul și cu năcazul, mai mult nimic. Acum cât plătiți pe lună? De ce aveți în vedere? De apă. De apă? E 12, 13, 13 amuie de cub. 13. Și amuia să ne mărească până la 30. Nu se poate așa ceva. Păi și pentru canalizare, adică pentru apă până la 15 se mărească. Nu, totdeauna e mai scump. Pentru pensiuni, dar chiar și pentru oameni care muncesc tot e scump. Dar e scump. Așa ceva și dați mai jos că... Nu, cac, vse dorože, dorože, dorože. Куда идем? Куда идем? Я не знаю, что чего. Наше правительство вообще не думает о людях. Они Европа, Европа, Европа. 2 plus 2 и все, и больше ничего не делают. Cred că sunt cheltuieli suplimentare. Eu așa socot. Și cred că apa este un factor foarte important pentru populație. Aș fi foarte bucuroasă, dar numai să fie. Vă spun sincer că dacă nu dai Dumnezeu să nu fie apă, cred că am plătit și mai mult. Și părere de rău, ne uităm și la Botna, scade. Scade nivelul Nistrului, scade nivelul Prutului, scade nivele fântâni sunt secate. Deci, da, Doamne, să fie apă. Am să dăm ultima, cred că, nu dai Dumnezeu să nu fie apă. Noi plătim pe apă câte 13 cuburi. Noi mai merge, dar ăștia care sunt sărmani, eu socot că n-ar trebui să majoreze. Să mai vadă, poate să ridica pensiile la oameni, poate să mai ridica, mai scădea prețurile. Dar omul acum ce să facă? Părerea mea e clar că e scump, eu înțeleg, dar totuși pentru... Poate pentru aceștia care le afai mari, mă gândesc că nu acționa așa tare de asupra noastră, bătrânii. Lunar, cam cât apă consumați? Eu 2 cuburi, 3 cuburi, așa. Da. Și vă vine până la 100 de lei, cam așa, da? 75, așa. Când mai mult cuburi, da, poate să ajung, că e 25 de lei cum apa și... Da. Dar dacă o să fie 30? E clar lucru că se simte toate lucrurile astea, dar luând în considerație că tot se scumpiește, nu poți. Mă tot e scump și omul ăsta care se ocupă ea ca ori chiar și a nostru apă canal. Ei tot au ceva cheltuieli. Acum dacă s-a scumpit tot și ei să... Au, da, au și ei ca așa cum avem și noi. Adică zic că este normal că s-a mărit puțin. Nu chiar așa de mult, Doamne, dar... Da, se observă care sunt mai sărați și familii mai vulnerabile, da, se observă, dar și pentru organizații tot îi vine greu. Cum să lași așa prețul dacă peste loc schimbă? Din ce lună va fi majorat tariful apă și canalizare pe teritoriul orașului Căușeni nu se știe. Cei de la Apă Canal spun însă că cel mai probabil este vorba de data de 1 octombrie. Până atunci proiectul este supus dezbaterilor publice. La moment, un metru cub de apă și canalizare livrat de întreprinderea municipală Apă Canal Căușeni este de 25 de lei pentru persoanele fizice și 73 de lei pentru persoanele juridice. Ultima dată, tariful pentru apă și canalizare pe teritoriul orașului Căușeni a fost modificat în anul 2010.